Bine v-am găsit! Vreau să vă prezint astăzi una din ultimele apariții ale editurii Herald, care constituie nu numai un eveniment editorial, aș îndrăzni să spun că este în primul rând o experiență spirituală și poate chiar o provocare de natură să deschidă noi porți ale cunoașterii. Cartea se numește Viața profetului Muhammad, biografia profetului și originile islamului conform celor mai vechi surse. Autorul este Martin Links, care a găsit cea mai potrivită cale pentru a prezenta lumii moderne biografia uneia dintre cele mai de seamă personalități ale istoriei universale. Și înainte de toate, întrupării logosului divin pentru tradiția islamică. Stilul și conținutul acestei cărți deosebite au atras atenția încă de la apariția sa în întreaga lume și lumea islamului contemporan a evidențiat excelența acestei opere, acordându-i nenumărate premii. Succesul acestei cărți se datorează celor două calități deosebite. Stilul în care este scris este perfect adaptat mentalității și pregătirii intelectuale a europeanului. Cea de-a doua calitate o constituie autenticitatea izvoarelor folosite. Mai trebuie precizat că cele două calități au fost minunat îmbinate de un intelectual rafinat, care, în afară de calitatea sa de universitar, a fost un practicant al sufismului, cu alte cuvinte, este o carte scrisă din interiorul islamului. Una din primele impresii ale cititorului care parcurge această carte este aceea a corespondenței evenimentelor istorice relatate cu elementele unei istorii sacre, având în vedere nu numai aspectul arhetipal al întâmplărilor, dar și caracterul exemplar al acestora și care au constituit, de fapt, baza tradiției sacre, cea care a circumstanțiat conținutul cărții sfinte Coran, în așa fel încât viața profetului Muhammad a devenit un model divin al vieții credinciosului. Cartea oferă toate premisele pentru o înțelegere corectă a relațiilor islamului cu celelalte două tradiții, împreună cu care formează tradiția abrahamică, și anume iudaismul și creștinismul. În același timp, este o ocazie importantă pentru identificarea legăturilor strânse și a continuității dintre tradiția islamică și creștinism, în special, și aș spune între profetul islamului și Isus Hristos, atât la nivelul misiunilor providențiale împlinite, cât și la cel al aspectelor umane cele mai simple. Nu trebuie să uităm de asemenea relevarea unor detalii istorice care dau sens biografiei acestea de excepție, unele dintre acestea sunt cât se poate de naturale, profane chiar, dar care redau dimensiunea reală și divină și umană a profetului Muhammad. În egală măsură vom înțelege mult mai bine, citind această carte, contextul istoric din punct de vedere spiritual și cultural, debutul și chiar specificul civilizației medievale europene. Căci odată cu nașterea islamului, întreaga lume europeană, mai ales din zona mediteraneană, va fi influențată de noua religie și acesta va fi un factor de primă mărime în dezvoltarea culturii și civilizației. Vă doresc o zi minunată și, desigur, lectură plăcută și cu folos.